Bună dimineața, vă spun din Valea Ialomiței, aici mă aflu în acest moment, unde să știți că am remarcat cu ceva râsete, să știți, pentru că oamenii nu sunt foarte atenți la circuitele de intrare-ieșire, deși au trecut 8 luni de când acestea au fost instalate aici, aceiași cumpărători care vin zi de zi încă nu s-au obișnuit cu ele. Tocmai de aceea administratorii de piețe vin permanent cu noi soluții, încearcă să le facă tot mai vizibile, astfel încât mersul la piață să fie unul în siguranță. Și vorbim cu Marius Lăcătuș, șeful de la administrația piețelor de aici din sectorul 6, despre cum poate fi îmbunătățit acest flux de intrare-ieșire, astfel încât oamenii să nu stea foarte mult unii lângă alții, să nu se facă aglomerație și astfel să evităm îmbolnăvirile, pentru că vedem cifrele nu stăm bine deloc. Neața. Bună dimineața, bine ați venit la noi în piață. Da, în permanență îmbunătățim aceste circuite, împrospătăm marcajele, venim cu marcaje noi, venim cu anunțuri noi. După cum știți, la intrare avem partea de acces cu termoviziune, sunt camere speciale, există doar în aeroport astfel de camere. Sunt non-invazive, adică nu există acel termometru pe care îl remarcăm prin altă parte și nu există acea interacțiune, să spunem, care nu produce un confort clienților. Există în permanență marcaje, așa cum vedeți. Încep cetățenii să respecte indicațiile noastre. E adevărat că nu toți. Pentru asta este nevoie și de altfel de marcaje, pentru că am remarcat că cele de pe podea nu sunt suficiente. Și atunci avem și aceste marcaje verticale, să le spunem. Așa au apărut stâlpișorii care ne-au dat senzația că suntem în aeroport. Da, dar suntem într-o piață. Suntem într-o piață în care oamenii își pot face cumpărăturile în siguranță, pentru că dezinfectăm, pentru că nebulizăm în fiecare seară, pentru că avem aceste separatoare, pentru că ai noștri comercianți, pentru că sunt ai noștri, suntem așa o familie mare, își iau măsurile de siguranță pentru ei și pentru clienților. Dacă spunem că un aparat cu termoviziune este totuși costisitor și știm că poate să coste chiar și 30-40 de mii de lei, stâlpișorii sunt și ei câteva mii de lei, totuși aceste spray-uri sunt ceva mai accesibile și pot administratorii de piețe și chiar lei, 10 de lei magazine să investească în astfel de... În mod normal, toată lumea ar trebui să investească măcar în aceste marcaje de pe podea, pentru că sunt extrem de ieftine, sunt ușor de întreținut. Nici stâlpișorii nu sunt extrem de scumpe, adică se undeva la 90-100 de lei un astfel de stâlpișor. Cu 30 de astfel de stâlpișori poți să rezolvi un întreg circuit general. Lupta cu pandemia este un efort comun și nu vorbim doar despre ce ar trebui să facă administratorii de piețe, ci ce ar trebui să facem și noi atunci când venim la piață. Intrăm și ieșim prin locurile marcate de voi, însă și atunci când suntem printre tarabe ar trebui să avem un anumit comportament. Așa este, da. Venim de acasă cu plăsuța. Cu plăsuța noastră, nu gustăm produsele, nu facem schimb de plase cu agentul economic, cu comerciantul sau cu producătorul. Nu punem mâna pe marfă, pentru aceasta am pus și aceste paravane. Știu că era un obicei împământenit să ne alegem noi marfa. Putem să o alegem cu ochii și să ne o pună producătorul pe cântar și în plăsuță. De asemenea, trebuie să respectăm indicațiile personalului tehnic pentru a ieși, după ce ne-am făcut cumpărăturile, cât mai repede din piață. Asta și pentru faptul că totuși piața a rămas un loc de socializare în continuare, în care oamenii vin să mai schimbe și două vorbe. Ne pare rău pentru acest disconfort, să spunem, oarecum creat, dar îi rugăm să schimbe vorbele afară. Vedem că oamenii ignoră marcajele, ies prin locurile prin care ar fi trebuit să intre. Este cumva firesc, nu ne-am obișnuit chiar să facem totul ca la carte, deși au trecut foarte multe luni și, din păcate, aceste marcaje nu sunt prezente în toate piețele. Poate tocmai de aceea se aude că piețele vor fi obligate abia acum, după atâtea luni de pandemie, să aibă aceste circuite. Noi le avem din martie deja făcute, deci din 3 martie am început toate aceste activități. Bineînțeles că le îmbunătățim pe măsură ce căpătăm și noi experiență, lucrăm cot la cot cu clienții noștri care frecventează această piață și încercăm să-i determinăm să capete noi obiceiuri, măcar în ceea ce privește respectarea culoarelor de acces și de ieșire. Și să frecventeze și alte zile.
să frecventeze și alte zile decât în weekend, când știm că se face asta în mod tradițional. Asta este foarte adevărat. Recomandarea noastră în continuare ar fi pentru, pentru persoanele mai tinere, să spunem, să încerce să vină mai după masă, în așa fel încât să lase dimineața liberă pentru persoanele în vârstă. Mulțumesc tare mult. Așadar, recomandarea este: nu stați departe de piețe, ci încercați să veniți la ore la care să nu formați aglomerație și, de asemenea, nu în zilele acelea în care se face în mod tradițional aglomerație, că vorbim de zilele de weekend. Important este să continuați să vă faceți cumpărăturile aici de la producătorii locali, pentru că să știți că sunt vremuri grele și pentru ele. Deja despărțirea lor la tarabe aduce pierderi uriașe piețelor și nici oamenii nu mai au încredere chiar așa să vină să cumpere de aici în siguranță. Vedeți totuși că se poate face fără să ne îmbolnăvim.